Nici nu știu dacă e legal să te pe cineva închis mereu. Corect, corect. Deci, în primul rând, că aparținătorii, deci aparținătorii, în momentul în care ar veni și ar vedea ce se întâmplă, că persoanele cu demență au nevoie de foarte multă mișcare. Vă dau un exemplu. Păi o să mergem să vedem aici. Categoric, o să vedeți. În urmă cu o săptămână s-a internat o persoană, nu are importanță numele, păi aici nu mai contează numele și nici nu pot să vă spun. Și la început, în prima zi, a zis, vreau acasă. A venit la mine și zice, dumneavoastră sunteți cea care răspundeți. Sigur, aici nu mai există funcții, deci da. Oricum, chiar dacă îi spune că eu sunt șeful, eu sunt directorul, ea este asistenta, este, da. Tot nu înțelege. Deci ei au tulburări mari de memorie, tulburări de atenție, tulburări de voință. Sigur, și atunci trebuie să te adaptezi după el. Deci dacă el începe să spună, eu mă duc la piață în Bistrița, tu degeaba îi spui, nu te duci la piață în Bistrița, că nu este aici, pentru că devine agresiv. Și poți să te trezești, fără să fii atent la el, se întoarce și te lovește. Și el nici nu se sesizează că de fapt te lovește. Că asta este agresivitatea specifică autiștilor, specifică demenților. Așa. Și acea persoană a venit la mine, zice, pentru că m-a văzut că probabil stăteau ceilalți în jurul meu. Și a zis, vreau să mă duc la piață în Bistrița. Zic, bine, nu este nimic, zic, ce vreți să cumpărați? Vreau să-mi cumpăr fructe și legume, că trebuie să fac mâncarea de amiază. Zic, bine. Cu cine vreți să vă duceți? Cu fica mea. Bine. E aici fica dumneavoastră. Și am luat o altă asistată, o altă beneficiară. Zic, te rog frumos, dumneata ești fica dumneaei, te rog să o iei de mână și duceți-vă, uitați, acolo este piața. În față. Este piața Bistriței. Vă rog să vă duceți să vă faceți cumpărăturile și vă rog să veniți înapoi. Zic, da, bine. S-au dus până în capătul coridorului și au venit înapoi, bucuroase. Zic, ați fost la piață? Da. Și ați cumpărat? Da. Am cumpărat și prune, am cumpărat și struguri, am cumpărat și... Așa, acum mă duc să fac mâncare. Unde să fac mâncare? Mă duc în bucătăria mea. Zic, bine, uite, îți arăt unde. Și bineînțeles că am trimis-o spre terapie ocupațională, unde era terapeutul ocupațional, psiholog de profesie, care face terapie ocupațională. Și i-am explicat domnița, care pe ea o cheamă de fapt domnița. Am zis, domnița, uite, a venit Dandi și vrea să facă mâncare. Zice, cum să nu, sigur, poftiți. Deci trebuie foarte multă bunăvoință, foarte multă dispoziție. Nu ai voie să fii trist, nu ai voie să fii supărat, nu ai voie să-l bruschezi, nu ai voie să-i spui nu. Deci dacă el zice că vreau să fac acel lucru, automat intru în elementul lui. Asta ține de bucătăria profesională, exact. Și trebuie să știi cum să abordezi fiecare este. Și pentru acest lucru ai nevoie de pregătire. Da. Acum, deci, întrebarea mea, mai există cazuri sociale sau da, există. Aveți... Pentru că știu că la Nușeni parcă era, sau unde era mai mult... Mai mult Nușeni, că așa am gândit inițial. Am zis aici să rămână persoanele cu demență și tinerii cu handicap. Și în Ușeniu să fie persoanele vârstnice cu afecțiuni somatice. Deci să nu fie amestecați cei care sunt cu afecțiuni mentale cu ceilalți. Dar sunt cazuri sociale. Și tot la Ușeni? Și aici sunt cazuri sociale pentru care plătesc primările. Deci să se înțeleagă, foarte multă lume n-a înțeles, a zis, aici cazurile sociale vin aici și nu plătește nimeni pentru ele. Nu este adevărat. Este aceeași taxă. La fel se plătește, este prin hotărârea Consiliului Județean. Pentru că nu poți să trăiești cu aer. Deci ai nevoie de susținere. Și atunci, cei care au beneficiari sau care au pensie, plătesc din ei sau beneficiari, iar ceilalți suportă primăriile. Așa. Și plătesc primăriile pentru că direcția se plângea mereu. Așa. Înainte că sunt unii care recupera banii. Da, sunt unii care sunt foarte serioși și plătesc la timp și vin chiar cu Pampers pentru că este nevoie. Sigur, noi dacă am fi ca și în Occident, atunci ar asigura Casa de Asigurări de Sănătate. Nu suntem în Occident, suntem în România. Nu plătește nici psihologie. Exact, exact. Și atunci sunt primării și chiar pot să-i dau și chiar pot să-i felicit, Uriu, care aduce inclusiv Pampers. Foarte frumos. Înseamnă plus medicația. Deci, într-adevăr, responsabil. Este un primar responsabil. Și pe când altele... Nu și-au plătit era de ani de zile. Pentru că erau procese. Da, categorii. Și sunt. Și vor fi în continuare. Și chiar primării mari. Acum nu le dau de exemplu negativ, că nu are rost să... Cum vreți.
ridic, dacă vreți să recuperați banii, mai bine le... Eu sper că, pentru că, practic, această parte este și a noastră datorie, dar este a Direcției Generală. Întrucât ei încheie contractele, nu noi încheiem contractele. Am înțeles. Noi sunt cei care încercăm să luăm legătura, să vedem de ce nu plătesc, cum plătesc, așa, știți, și dânsii sunt cei care sunt factorul de decizie și... E o meserie și o ocupație complexă și cu multe, multe atribuții. Laturi. Spuneți-mi, da, și vreau să-mi spuneți cu... De ce medic? Cum v-ați hotărât? Pentru că am vorbit foarte puțin despre dumneavoastră, ați evitat. Noi, în familie, în Maramureș, am fost 4 frați. Așa. Unul, din păcate, care ne-a ținut pe toți 3 la facultate, a murit, din păcate. În urmă cu un an de zile, duminică este un an de zile de când a murit și se face slujba de comandare după el, ceilalți 3, toți am fost la facultate. În liceu eram familia Coteț, așa ne chema. Eram foarte... De ce Coteț? Foarte multă lume o să râdă. În județul Maramureș... Nu, că sunt numele. Alu Coleșă. Alu nu s-am mai auzit și eu. Bunicul meu, bunicul din partea mamei, îl chema Dragoș. Bunicul din partea tatălui îl chema Coteț. Și eu de foarte multe ori ziceam la mama, Dumnezeu să o ierte, tu, mami, de ce nu... Dragoș. Ai lăsat numele tău, Dragoș, pentru că era foarte frumos. A zis, nu. Familia bunicului tău din partea tatălui a fost o familie înstărită, bogată și nu cedau numele. Deci nu vreau să-și cedeze ca să-și păstreze tradiția. Deci am fost 3 frați, toți 3 în același timp, diferență între noi de un an și 8 luni, la liceul din Șoncuta Mare. Eram unii dintre cei mai buni elevi ai liceului și în ziua de astăzi se mândresc cu noi profesorii de acolo. Am chiar profesor de la mine internat aici, la noi. Cei mari, frații mei, au terminat unul electronică și automatizări, unul informatică și matematică. Când am ajuns eu la liceu, eu din clasa întâia, având 2 matematicieni în față, de fapt 3 și fratele cel mai mare, bineînțeles, eu fiind singura fată, bineînțeles că nu am învățat matematică deloc. Deci ei îmi făceau, Vasile și Augustin, îmi făceau temele la matematică, eu le învățam pe de rost. Îmi plăcea foarte mult partea de română, franceză, engleză, anatomie. Deci îmi plăcea cu totul altceva. Când am ajuns la liceu, domn director German al liceului a zis, vine încă un bun matematician. Și eu eram... Și am zis, nu, domn director, eu aș vrea să mă duc spre latura umană. Și sigur că am mers spre latura umană. Mi-a plăcut foarte mult anatomia de la început. Doamna profesoară Negrea și domnul profesor Negrea, care este aici, au fost mentorii mei și m-au pregătit foarte mult și sigur că am intrat la medicină. Cum am intrat la medicină? Fratele meu, Vasile, care era cu un an și 8 luni mai mare, el a fost cel care, am zis, eu vreau medicină, stomatologie. Bunul Dumnezeu a vrut să nu fiu la stomatologie, pentru că Vasile, urmărind cât s-au înscris pentru examen, pe vremea aceea erau 16 pe un loc. Și la stomatologie erau 20. Și dacă a văzut el că sunt 20 pe un loc, a zis nu, hai să mergem la pediatrie sau la medicină generală, că sunt numai 16 pe un loc. Așa am ajuns eu la medicină generală. Deci v-ați ascultat, frații? N-am știut. Deci eu învățam și el m-a scris. Când am intrat la facultate, eu bineînțeles că m-am dus și m-am uitat la stomatologie. Și eram disperată că nu m-am găsit la stomatologie nicăieri. Și fratele meu, râzând, zice, du-te și te uită încolo la medicină generală, pediatrie, că acolo o să te găsești. Când am văzut, prima impresie mi-a fost ciudă, pentru că eu vroiam să fac cu totul altceva. Și am făcut aici. Nu-mi pare rău, pentru că, într-adevăr, după ce am terminat facultatea, 10 ani de zile am lucrat în orașul Becău.